Eu nici mai nu mai ajung la ținută. Părul și machiajul, fetiță. Bonjour, fetelor. Denisa, nu te uitai tu în telefon, că nu poți să vorbesc dacă nu te concentrezi. Suntem din nou la pot și uite că înainte să începem orice discuție, simt nevoia să vă spun că în fața mea, pe un perete transparent ca o vitrină, plin cu sticle de vin, există și o cutie Denisa de Ornellaia 2018, care e cel mai bun vin roșu, sau mă rog, printre cele mai bune vinuri roșii pe care le-am băut vreodată. Nu mai consum alcool, acum ne limităm la suc fără zahăr, dar dacă veniți la pot, cu siguranță trebuie să beți un Ornellaia. Astăzi mi-am propus să vorbim despre Julia Garner și Inventing Anna. Am să încerc să explic, așa cum pot, așa cum știu și cum mă pricep, de ce, din punctul meu de vedere, Julia Garner este Dumnezeu. Mă rog, avem doi Dumnezei la ora actuală. Pe de o parte Julia Garner, care este nepoțica, și pe de altă parte mătușa Nicole Kidman. O să ajungem și la Nicole într-un episod viitor. Astăzi ne vom referi mai mult la nepoțică și la impactul ei global asupra societății newyorkeze și asupra societăților în general. Asta o poate face evident numai o fată care are un număr nedefinit de neuroni, așa cum este și cazul Julia Garner, noua Meryl Streep, din punctul meu de vedere. În altă ordine de idei, vreau să vă rog să cumpărați și să citiți, evident, această splendoare apărută la Black Button. Este vorba de romanul, capodopera, de fapt, lui James Baldwin, Camera lui Giovanni, Giovanni's Room. Nu am să vă spun mai multe decât că este o poveste splendidă, atemporală, de o forță incredibilă. Gay, chiar vă recomand și chiar aș vrea să știu dacă o citiți, ce părere aveți, și așteptăm feedback-ul vostru. Deci o găsiți la Black Button. Fetele care fac o treabă foarte bună și care au tradus în ultima perioadă niște titluri foarte, foarte, foarte bune. Recomand această editură, nu numai pentru Giovanni's Room. Și în altă ordine de idei, pentru că simt nevoia să fac foarte multe paranteze azi, Denisa, mi-au apărut niște cerbi pe ecran, punem după aia parola. Situația e foarte nasoală și vorbeam cu un cetățean mai devreme pe Grindr. Nu știu de ce tot insist cu acest Grindr inutil, insist, cred că n-am ce face uneori. Și am întrebat cetățeanul, încercând să am și un debut de conversație, și mă rog, în loc să întreb ce învârți pe aici, ce cauți, ce vrei, nu știu ce, am întrebat și eu ce strategii ai, ce tactici, ce bla bla bla. Cetățeanul îmi spune că n-are strategii și tactici, că nu suntem în război. Și eu zic că, ba da, chiar suntem în război, pentru că Rusia chiar va ataca, din nefericire, Ucraina. La care ce îmi spune Denisa, cetățeanul? Nu văd cu ce mă poate afecta asta pe mine, războiul lor. Și ne mai întrebăm, fetiță, de ce nu evoluăm. Tu ce ai fi răspuns la asta, Denisa? Că eu am rămas mut cu telefonul în mână. Nu, mai bine bloc. Bloc. Denisa e de acord cu mine. Bun, să trecem acum la Inventing Anna. Asta este prima imagine pe care ai ales-o, da? Nu știu dacă ați văzut Inventing Anna. Shonda Rhimes, asta e fabuloasă. A mai produs ceva care mi-a plăcut foarte mult la un moment dat, dacă nu mă înșel, Grey's Anatomy, nu? Da, Shonda Rhimes e fabuloasă. Dar lăsând-o pe Shonda Rhimes la o parte, Julia Garner, fetelor, și Rox. Vorbeam cu prietena mea neurologa după ce am văzut primul episod și am spus că în Inventing Anna am auzit una dintre cele mai tulburătoare, copleșitoare, emoționante, orgasmatice replici pe care le-am auzit în ultima perioadă în vreun serial, film și așa mai departe, când e ea cu avocatul la început în salopetă și spune: "Listen to me, I'm not just a stupid socialite. I'm rich, I'm smart, and I'm a businesswoman." Eu cred că oricine poate avea orgasm când aude această replică. Este replica mea preferată, Denisa. Sună superb, rotund și complet. I'm rich, I'm smart, and I'm a businesswoman. Ce trebuie să înțelegem dacă vrem să facem o analiză coerentă pe ținutele purtate de Julia Garner în acest serial?
este că nu vorbim neapărat despre haine. Aici vorbim despre o semnătură. Să nu uităm perechile de ochelari Selin. O pereche de ochelari de soare negri și o pereche de ochelari de vedere cu rame negre groase. Este pentru prima oară când se întâmplă asta într-un serial care abordează și teme mai frivole, cum ar fi Rocky, Jeans Balenciaga, blazere Balmain și așa mai departe, să nu uităm cum pune la bancă pe teșghea geanta Balenciaga și îi se semnează cecul pentru că lucrătoarea identifică poșeta și ea este fericită cu geanta plină de bani, cere și bancnote de 20 în bani ăștia. Nu e vorba despre acea geantă Balenciaga, nu este vorba despre blazerele Balmain, nici despre rochile Alaia, ci mai degrabă despre semnătura stilistică. O chestiune pe care nu o identificăm în Emily in Paris, o chestiune pe care nu o identificăm în Sex and the City, chestiuni pe care le identificăm în foarte puține seriale. Producătorii, stiliștii și, bineînțeles, Julia Garner au înțeles cât de important este să ai o semnătură stilistică. Dacă te gândești la cele mai impactante imagini cu Julia Garner din serial, alea sunt, de fapt, niște frame-uri în care ochelarii sunt în prim plan, bineînțeles, fața este în prim plan și ochelarii prin față. Sigur, asta nu poate face oricine, o semnătură stilistică nu poate avea oricine și trebuie să fii foarte smart să înțelegi de ce semnătura stilistică este mult mai importantă decât hainele pe care le porți. Semnătură stilistică poate însemna orice, de la un parfum obsedant care te înconjoară ca un nor în permanență atunci când vii, intri, pleci și când ești identificat după miros. Poate însemna o eșarfă, poate însemna un ceas, poate însemna un inel, poate însemna o pereche de ochelari, bineînțeles, și ăsta e cazul de față. Deci, practic, acel mic detaliu, acel mic element care ajunge să te definească, cu care oamenii ajung să te confunde, tu ajungi să te confunzi și atunci sigur că ajunge și el să facă parte din personalitatea ta. Și atunci sigur că mi s-a părut incredibil faptul că în Inventing Anna am văzut chestia asta. Într-o societate dominată de interese meschine, așa cum este societatea newyorkeză, într-o societate plină de impostori și de impostoare, plină de oameni care se mint unii pe ceilalți și nu știu de fapt cum să se facă unii pe ceilalți, apare Dumnezeu. Apare Julia Garner, care le dă clase la toți. Care îi ucide, le închide gura, îi umilește și, cel mai important, le arată cât de proști sunt. Mi-a plăcut foarte mult interacțiunea dintre Dumnezeu, dintre Julia Garner și băboiul Țop. Am uitat cum o cheamă. Nora, da. Un nume superb de altfel. Nu-i face cinste. Actrița perfectă, personajul sinistru. Această Nora spune la un moment dat, vorbind despre Ana, că avea bad taste. O chestie specifică. Am întâlnit foarte des chestia asta și mai cu seamă la americani și la parizieni, nu la francezi. Nu. Bad taste avea băbău, nu Julia. Și băbău cumva, deep down, știa chestia asta. Ea chiar știa. Mai e o imagine care mi-a plăcut foarte mult cu ea la o prezentare într-o rochie neagră. Nu știu dacă ai ales-o, o să vedem după aia când trecem prin imagini. Și am rămas așa cu o senzație de frustrare pentru că mi-am dat seama că aici nu vom întâlni niciodată așa ceva. Asta, Denisa, cred că este frustrarea mea de mulți, mulți ani de zile și de când am început, practic, să filmăm aceste serate, confesiuni, stilistico, numește-le cum vrei, părul. Adică, uite, dacă deschid Instagram-ul și, nu știu, mai văd fete propuse în diverse locuri, a fost recent un vernisaj, nu știu ce, eu nici măcar nu mai ajung la ținută. Părul și machiajul, fetiță. De fapt, asta este o problemă națională, o problemă globală. Țopenia infinită care se desprinde din acest segment periculos de beauty.
Pentru că segmentul beauty a reușit într-un timp relativ scurt să țopească mai mult de jumătate din planetă. Știi că îți spuneam mai de mult că mi se întâmplă, nu știu de ce dracului mi-apar mie, dar mi se întâmplă să mi-apară în feed tot felul de tutoriale de make-up. Femei, bărbați, lăici, nu știu ce, care se machiază. E, grotescul acestor tutoriale, grotescul acelor prelucrări, grotescul în general al acelui tip de realitate, lipsește cu desăvârșire în Inventing Anna, pe Anna. Și s-a înțeles chestia asta. Când ai văzut ultima oară o cetățeană care să te străpungă prin prezență și care nu apare cu 7 straturi, care nu apare cu sprâncene tatuate și laminate, care nu apare cu acele bucle cocalare, care apare îmbrăcată în negru, în alaia, cu un păr simplu, necoafat, cu o față simplă, nemachiată și cu o pereche de ochelari de vedere de la Celine? Păi îți spun eu, aici nu o să vezi niciodată așa ceva. Trebuie să fii educată în primul rând ca să înțelegi lucrul ăsta. Deci prima abordare stilistică, dacă vreți să o luăm așa, atunci când vine vorba despre Inventing Anna, este că Dumnezeu, Julia Garner, își propune prin aceste ținute, prin aceste apariții, în primul și în primul rând, să educe, să vă educe, să vă arate ce înseamnă simplitatea, să vă arate ce înseamnă luxul și să vă arate că luxul nu înseamnă, fetelor, nici brățări de aici până aici de la Cartier, evident știm toți că sunt contrafăcute, nici genți de la Hermes cumpărate din portbagaj, nu, luxul înseamnă altceva. Luxul înseamnă Julia Garner în Inventing Anna. E Dumnezeu. A, uite, altă rochie perfectă, asta neagră, cu o fundă albă pe umăr, când face dinnerul ăla superb și îi agită, îi... Nu, ce îmi place la nebunie de Nisa era că este că reușea să-i agite foarte tare, îi tâmpea, îi agita, îi fascina, îi seducea și după aia tot pe ea, săraca, au condamnat-o. Bine, acum nu intrăm în chestiuni juridice, dar mi se pare incredibil că tu, crem de la crema societății bankingului newyorkez, ajungi cumva fără să verifici să creditezi așa ceva. Păi ești tâmpită, trebuie să fii tâmpită. E, și ea nefiind tâmpită, sigur că a reușit să facă asta. Antrenoarea apare la un moment dat, apropo de gențile astea, fetelor, în ultimul sau penultimul episod, apare sprijinită de un perete la tribunal, într-un palton, dacă nu mă înșel, într-un bleu ceva Max Mara, și cu o geantă Hermes. E, acolo vedem de ce o geantă Hermes nu are niciun fel de relevanță. Nu are nici măcar relevanța acelui statut financiar. Și acolo vedem, printr-o paralelă foarte simplă, de ce ochelarii ei de la Celine, deși era într-o salopetă de pușcărie, anulează toate gențile Hermes din lume. Dar ne întoarcem la ce spuneam mai devreme, pentru asta este nevoie să nu existe un singur neuron care se zbate într-un acvariu cristalin ca un Beta Splendis care a rămas fără apă și fără mâncare. Deci ca să înțelegem chestia asta, este nevoie ca ei să se înmulțească, să fie mai mulți și să circule liberi. Bineînțeles, Julia Garner nu se află în acest pericol. Revenind la Inventing Anna și la ținutele Hello purtate, vreau să spun că nici măcar n-am fost foarte atent la styling, pentru că nu m-a interesat. Pentru că Julia Garner domină stylingul. E foarte greu să întâmple chestia asta. Am văzut-o inclusiv în Ozark. Când ea, săraca în Ozark, nu era nici o moștenitoare falsă germană, era o fată dintr-o familie cu probleme, săracă, vai mama ei, care învârtea 3 tricoașe din bumbac. Ei bine, în Ozark, când grație Ozark am descoperit-o pe Dumnezeu, pe Julia Garner, nici măcar o secundă nu mi-am pus problema ce dracului poartă Julia Garner, așa cum nici măcar aici, în acest serial, unde s-a făcut totuși un tam-tam despre ținute, nu mi-am pus problema ce poartă Julia Garner. Sigur că trebuie să fii Julia Garner ca să porți un blazer cu imprimeu floral
să porți un top albastru, să ai cercei cu piatra albastră turcoaz și asta să nu pară o chestie dubioasă și ea reușește să facă orice ținută să nu pară dubioasă și să nu uităm că ea se îmbrăca nu neapărat pentru că îi plăcea ei să se îmbrace așa, se îmbrăca pentru a ține cont de anumite standarde pe care societatea newyorkeză le impune și pentru a avea acces în anumite cercuri. Deci să nu credem că ce poartă Julia Garner în serial este ce ar purta Julia Garner dacă s-ar juca pe Julia Garner într-un serial sau într-un film. Este pur și simplu sau sunt pur și simplu niște ținute menite să prezinte mai multe realități, cum ar fi, nu știu, habar n-am, de la Fashion Week, la cinele alea, la restaurantul chinezesc Cocalar, am uitat cum se numește, și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea vorbesc despre realitățile momentului de acolo, de aici, mă rog, de aici, nu că noi suntem ultimii, Paris, Londra, New York, whatever, ce vreți voi. Asta cu poșeta Dior roșie este superbă, cu mănușile negre, lungi, chiar cred că ar purta și Julia Garner, ca Julia Garner, ținuta asta. La nebunie îmi place ciocărul ăsta tip bentiță pe care îl poartă și aici, îl poartă și în boxa acuzaților, îl poartă peste tot, îl purta și adevărata Sorokina și asta mi s-a părut o chestie mișto. Bine, Sorokina avea și ochelarii cu rame negre pentru că și acolo a fost o strategie fabuloasă. N-am înțeles exact cât la sută e adevăr și cât e minciună pentru că mie mi-ar fi plăcut, vă spun foarte sincer, să fure mai mult. Dacă se putea să fure tot. Aici îi avem în galerie. Asta e o chestie care mă tulbură și mă enervează foarte tare și bine a făcut lui Ellen. Bancherul preocupat de arta contemporană, care se visează și colecționar. Asta, Denisa, este un subiect amplu și am avea nevoie de circa 9 ore să vorbim despre bancherul preocupat de arta contemporană din care nu înțelege nimic, dar simte nevoia să-și arate puterea, să-și arate cojonesul și să cumpere, nici el nu știe ce, dar să cumpere. Și o avem pe Dumnezeu lângă, cu mâinile așa, înțepenită în fustița ei de secretară, slavă Domnului, nu transmite asta, care în doi pași și trei mișcări îi arată ce înseamnă viața și în doi pași și trei mișcări, printr-o paralelă subtilă sau mai puțin subtilă după caz, îi arată ce înseamnă parenting-ul, unde a greșit cu fisa, de ce fisa este ratată și de ce ea trebuie să câștige. Mi s-a părut splendid. Bine, a înțeles și el, dar tactica mi s-a părut fabuloasă și da, recunosc că oareși ce manieră rusească de a pune problema, exact rusească aia pozitivă, nu rusească negativă cu care ne confruntăm din păcate acum. Mi-ar plăcea foarte mult, uite, o imagine superbă, ea cu poncioul ăsta, capă beș trântită într-un fotoliu, asta mi se pare o imagine perfectă. Asta, Denisa, este definitorie pentru ce înseamnă civilizație în 2022, pentru ce înseamnă modă în 2022. Cum îl chema pe ăla, pe Val, stilistul din serial? Un personaj care n-avea cum să lipsească, super enervant în serial, dar el foarte înghesuibil, cred, în viața reală. Nu știi cum îl cheamă, nu? Da, poate ne spuneți voi, că n-am reținut. Bun. Dacă nu v-ați uitat la Inventing Anna, trebuie să vă uitați la Inventing Anna, nu știu, fie și numai pentru această replică superbă de la început cu I'm rich, I'm smart and I'm a businesswoman. Și mai e o chestie foarte simpatică pe care a remarcat-o prietena mea neuroloaga, uitându-se și ea în același timp cu mine la serial. Dialogul dintre Anna și, dialogul, mă rog, emoțional dintre Anna și Rachel și ce spune Rachel la un moment dat și ce spune Anna la un moment dat Denisa. Și Ana, săraca, draga de ei, spune avocatului, da, este normal că a cucerit juriu, e normal că ăia acum îi sorb cuvintele, pentru că, în primul și în primul rând, e mai frumoasă ca mine. Rachel, adică decât Ana. Și prietena mea, neuroloaga, mă sună nervoasă și îmi spune, fetiță, ăștia au nebunit, păi aia nu-i mai frumoasă, nici ca aia nu-i mai frumoasă ca nimeni, cum adică să fie mai frumoasă ca Dumnezeu, ca Julia Garner. Deci, aș vrea să ne spuneți ce credeți despre Inventing Ana. Nu trebuie să vă uitați neapărat la ținute, trebuie să vă uitați la păr, la ten, la accent și la ramele de ochelari. Și dacă lucrurile astea vor fi înțelese până la capăt și asimilate ca atare până la capăt, cred că mai avem o mică șansă ca societate să evoluăm,
Și mi-aș dori să cred că acum se uită la noi cel puțin 3-5 adolescente care nu-și doresc să fie Kardashian, care nu-și doresc să fie Hadide, care nu-și doresc să fie tot felul de alte desfigurate, ci care își doresc să fie Julia Garner. În Inventing Anna, în Ozark sau Julia Garner în general. Fetelor, în numărul de martie al revistei Elle, îmi spune Denisa că uitasem să anunț, avem interviuri cu actorii din serial. Cu toți? Cei mai importanți. Sper că și cu Dumnezeu. Sper că cu ea începem. Cumpărați revista, citiți-ne, urmăriți-ne și spuneți-ne ce credeți despre Dumnezeu, despre Julia Garner, despre ce a purtat în serial. Ar fi interesant să știm dacă o considerați sau nu vinovată. Ar fi interesant să știm care este părerea voastră despre acest tip de abordare. Mai cu seamă că trăim într-o societate plină de Inventing Annas, plină de impostoare. Ne vedem curând cu noi subiecte. Ciao!